La sala mehedințeană a Palatului Culturii Teodor Costescu din incinta Parcului de Agrement Pădurea Crihala va avea loc un concurs de muzică populară pentru copii și tineri. Jurul va fi format din interprete cunoscute și iubite precum Irina Zoican, Sanda Argint și Nina Predescu. Reprezentanții Palatului Culturii Teodor Costescu au organizat astăzi o conferință de presă prin intermediul căruia au anunțat un concurs pentru toți iubitorii de muzică populară cu o vârstă fragedă. Este vorba despre concursul de folclor pentru copiii și tinerii Flori din Mehedinți. Săptămâna viitoare, la pavilionul expozițional de la Pădurea Crihala, vom avea un eveniment inedit și credem noi mult așteptat. Este vorba de un concurs de muzică populară pentru copii și tineret. O inițiativă considerăm noi salutară, mai ales pentru cei mici care sunt îndrăgostiți de cântecul popular. Proiectul este inițiat și coordonat de domnul Mihai Munteanu, cel care răspunde de această sală expozițională tradițională foarte frumoasă și care de-a lungul timpului a mai organizat manifestări de acest gen. Noi ne bucurăm foarte mult că zona aceasta atât de pitorească a Pădurii Crihala și pavilionul expozițional al Teatrului găzduiește întâlnire ale tinerilor și a celor care iubesc muzica populară și ne bucurăm că pe final de vară, iată, reușim să aducem aici micile talente mehedințene și sperăm că acest proiect să fie unul de continuitate și la ediția viitoare să fie și mai popular și mai așteptată de către cei mici, de către părinți, de către bunici. Concursul va avea loc pe data de 19 august, iar juriul concursului este format din Irina Zoican, Sanda Argint și Nina Predescu. Concursul este deschis artiștilor amatori cuprinși de vârstă până la 15 ani, o altă categorie a doua între 15 și 20 de ani. La regulament este prevăzut aici și calitățile care se ia în juriu. Juriul va lua în seamă interpretarea corectă, calitățile vocale, calitatea repertoriului, stilul interpretativ tradițional, respirația și frazarea muzicală, dicția. Juriul este compus din trei mari artiști ai scenei noastre populare mehedințene de înaltă clasă, incontestabili, și aici mă refer la doamna doctor Irina Zoican, precedată de doamna Sanda Argint și Nina Predescu, colaboratorii ai Palatului Culturii de foarte mult timp. Noi ne punem bază în ei, dânsii știu ce au de făcut, nu sunt la primul, deci au expertiză în spate. Joi 19 august la orele 18:30, îi așteptăm cu drag. Pentru informații suplimentare și înscrieri, pentru că trebuie completată o fișă de înscriere, numărul de telefon 0756-522201. Acest concurs are drept scop revitalizarea și promovarea tradiției și folclorului din România și de asemenea conștientizarea de către tineri a faptului că muzica tradițională reprezintă o valoare identitară fundamentală care formează un patrimoniu și ca orice patrimoniu trebuie conservat.